Băi, ce ai să facem și aici, să ne mărim puțin fortăreața asta? Cauți jocuri la reducere și nu găsești? Intră acum pe linkul din descriere. Ne vedem aici la un nou episod din noua serie, sper eu, pe canal. Nu uitați acolo dacă sunteți noi să vă abonați, dacă vă place acest episod, să dați acolo multe, multe like-uri. O secundă să dau și o luminositatea blană, o am la 60%, dar apare nu văd nimic, nu știu de ce. Băi, a început jocul ăsta direct, adică am intrat în el și... stați mă, așa că eu m-am mai jucat înainte, stați așa puțin. Vreau să-i dau pe New Game, asta m-am și mirat că l-am instalat. Băi, și m-a băgat direct și am dat drum la filmare, gen, bă, ce neapă se întâmplă, știi? Da, mă, nu mă interesează. Vreau un nou joc, gen, să jucăm de la început. Știu că trebuie să ne pune el acolo, să alegem ce vrem, băia sau fată, știi? Cam asta-i combinați. Ia să vedem. Uitați acolo link-ul din descriere dacă vreți jocuri mai ieftine. De pe Eneba, să zic așa. Hai să vedem. De ce ne-a dat cu asta, gen? Nu, în fine, cred că ne-a scris el acolo sau ceva. Nu știu, dar ultima dată când am jucat, mă punea să aleg ce vreau dintre băia sau fată. Dar pare m-a dat cu fata asta, oricum e ok. O secundă să... Am dat puțin jocul mai încet. Dar voi nu vedeți banii aia, mă. Cred că ar trebui să mut web-ul în următor episod. The Light. Ok, deci oricum bănuiesc că știți despre ce e jocul ăsta, să zic așa. Suntem cum ar veni. Noi aici încercăm să ne clădim un imperiu. Ia că e ce să stăm aici. Trebuie să le dăm cât un bonus de ăsta să îi luăm la noi în echipă, să zic. Deci noi aici ne clădim imperiul nostru, să zic așa. Și trebuie să ne facem baza cât mai bună pe apărare și pe atac, gen. Pentru că în fiecare seară, dacă nu mă înșel eu, sau bine, acum la început primele 2-3 seri, nu o să ne atace nimeni. Dar din ce mi-aduc eu aminte, în fiecare seară o să avem niște monștri de ăștia de ne atacă. Așa că trebuie să... și o să ne clădim noi aici, vedeți ăștia... Mai omoară iepuri, mai una, mai alta, mai facem bani. Ia că ne... trebuie să ne ținem după fantoma asta. Ok, avem și noi cafeaua asta. Băi, sper să vă placă, gen, să pornim o serie cu acest joculeț. Eu știți că undeva la 2 episoade fac dintr-un joc. Dacă vă că nu vă place, lăsăm jocul deoparte. Că, na, dacă nu vă place, n-are sens. Ce ar mai trebui să mai fac eu? Știu că dacă merg aici ori în stânga, ori în dreapta, sau pot merge în ambele părți, să zic așa, găsesc pe aici niște oameni, adică găsesc niște dăștia să-i recrutez. Problema e că aici nu cred că e nimeni. De ce nu mă lasă să iau un cologen? Cred că nu mă lasă că trebuie să-mi arate fantoma asta, mă, că ați văzut că era acolo un cufăr și acolo se redea mulți bani. Ar fi un început foarte bun. Chestia e că, nu știu dacă v-am zis, dar ăia că ne atacă, dar noi nu trebuie să pierdem, că ăia ne atacă ca să ne pure coroana de pe cap. Înțelegeți voi? Uite asta câți bani a făcut. Uite, stai așa în dreptul lui și dacă are bani, îți dă bani, gen. Deci ăia ne atacă ca să ne fure coroana, ca să înțelegeți voi. Mamă, câți bani ești nebun. Hai să-i recrutăm și pe ăștia. Ia mă și tu, nu mai fugi. Atât? Trebuie să spun. Ce ne arată fantoma asta, că nu înțeleg? Vrea să mai facem o de-asta. Ia mă, fantomiță, ce ai? Păi acum îmi zici, mă, să... Brav, că nu mai am bani. Acum a venit noaptea, așa că s-ar putea să fim atacați. Nu mai aveți, mă, niciun bănuț pe aici. Aici n-avem deloc, bă.
Partea cealaltă avem un de la perete, să zic așa, dar nu e chiar perete. Hai mă, trage în ieporele astea. Bă, chiorete! A, mă, că nu ne atacă nimeni, mă. Ia să vedem în partea cealaltă dacă ne-a atacat, dar nu cred. Nu, e prima seară, ne lasă, doamnești. Bă, de ce nu trage în ieporele ăsta? Uite-l pe ăsta, ăsta e ăla de vine în fiecare dimineață, să zic așa, și ne aduce o sumă de bani. Nu știu de unde până unde, adică care e logica lui, de ce vine mereu și ne aduce bani, dar noi îi primim. Vedem acolo în dreapta jos saving, adică am trecut de seara asta, cum ar veni. Ia vedeți aici banii. Vedeți acolo scrie 2, deci am avansat, am trecut de prima seară. Acum urmează, ne pregătim pentru seara a doua. Să mergem acolo în stânga de tot la cufărul ăla. Ia să mai construim noi. Construim aici un dăsta. Aici e un arcaș, din câte știu eu. Hai mă, dă-i. Hai mă, dă-i. Bravo, mă. Perfect. Bun. Vreau un dăsta. Doar că trebuie să mergem noi la ăla să... La cufărul ăla să luăm bani. Mamă, deci îmi place maxim așa, e chili. Știți că mi-e plac jocurile astea chili, așa mai ales când le filmez de dimineață, numărul 1. Uite mă că mă las acum. Ia vedeți aici bani. Și o să avem și în partea din dreapta, gen dacă mă duc, mi se pare că un cufăr. Problema e că noi aici avem un portal, parcă. Aici în stânga de tot. Și noi cu timpul va trebui să spargem acest portal. Sau în dreapta e, mă? Uite-i pe ăștia, bă, tău mai unde sunt. Ha, mă. Duceți-vă la mine acolo. Mai e încă unde ăsta. Bun, rău de tot. Bă, noi luăm toți banii, gen. Chestia e să avem grijă la portalul ăla, pentru că acolo, de acolo vin monștri, se spawnează. Na, aici nu e niciun portal aparent, deci în partea din dreapta. O să vedeți că pe viitor, eu m-am mai jucat ăsta și am jucat destul de mult, pe viitor o să trebuiască să facem o barcă și să venim tocmai până aici, gen. Ca să trecem pe o nouă insulă sau nu știu, nu mai știu ce trebuie să facem exact. Mamă, dar nu mai aleargă calul. Am cam pierdut toată ziua asta, sincer. Ne-a luat ceva să venim până aici. Uite, era bine dacă puteam să-i luăm și pe ăștia. Gen. Ma. S-a întâmplat o extorsiune. Asta zic. Bă, da, am mers, bă, băiatul. Oricum, e bine că avem bani. Sper să nu ne atace. Dacă o să ajungem până se face seară. Bine, cred că deja e seară, sincer. Trebuie să ieșim puțin din pădurea asta să ne dăm seama. Mă, dar de ce n-aleargă? Băi, dar nu-mi vine să cred că am mers până... Deci nu chiar nu-mi vine să cred. Cred că am putea să forțăm repede. Facem un zi de ăsta mai bun, oricum avem acum la bani. Că aici n-a luat nimeni, ăla se duce repede acolo să construiască, aici deja avem ce trebuie. Opa! Ia vedeți că au venit extraterestri. Primii. Atât? Pe lejeriș, nebun. A, mă, duceți-vă. Nu mai fugi, mă, bă, mor, mă, că uite. Te facem o mine de ăștia. Nu știu dacă... Adică... A făcut developerul prea bine chestia asta, așa, când cum a revenit se duce de foame să ia banul ăla, știi ce zic? La modul de disperare. Hai să spargem noi asta, oricum acum e seara bună, cred. O să... Deci noi putem să aducem căprioarele astea, să zic așa. Ia să vedeți. Uite, vedeți acolo, dau bani și se face barca aia și cum a revenit mi-o deblochează de acolo și după trebuie să mai bag o grămadă de bani ca să-i fac upgrade, să... Mă înțeleg? Hai să ducem noi căprioarele astea. Bă, dar de ce vine asta încoace? O să-mi dea o grămadă de bani.
Adică două mi se pare, doi bonus de aia o să-mi dea pe o căprioară de-asta omorâtă. Hai mă, dă-i. Bă, pe ce-a făcut mă, n-a omorât-o? Asta zic, și cât? Unu? Nu știu câte. Bă, dă-mă bană în coate, ce faci? Bun. Sparge și ăsta. Sparge-l ca să putem noi avansa aici. Dă și bănuțul. Tu ai putea să faci ăsta, wall-ul ăsta mai bun. Problema e că ăsta... A, am uitat să-i dau lui ăla, bă. Trebuia să-i dau un bonus ca să plece și... Da, am pierdut acum. Asta zic. Bă, aici e destul de ok. Ăsta e bun, zidul ăsta. Ăștia... Mamă, nici acum n-au ajuns. Ăștia să iadă. M-am dus eu mult de rău de tot în stânga. Nici acum n-au ajuns. E bine că dacă venea un monștri din partea asta... Ce se întâmpla, ca să vă zic eu așa? Efectiv... Le-a luat bănuțul ăla de... L-au luat ei de la mine. Și... Nu mai erau cum ar veni angajații mei. Înțelegeți? Erau tot așa. Trebuia iar să mă duc după ei să le mai dau bani. Gen. Un bănuț de la... Bă, aici hai să facem și aici. Să ne mărim puțin fortăreața asta. Să fie bine. Aici... Nu știu exact ce e. Mi se pare că aici e grădină sau ceva. Nu știu, bă, nu? Hai că am aruncat cu banii ăștia în toate direcțiile. A, ăsta e aici, mai aproape. E bine ăsta, moșulic ăsta. Am, omoară. Bravo, mamă, trei bănuți. Păi vedeți că e șmecherie rău de tot. Problema e că nu mai vine ăla să spargă astea. Ce facem oare? Ia uite-l, bă, de-abia vin. Bă, băiatele. Ăsta la fel. Noi trebuie să ne grăbim pentru că cu fiecare... În fiecare, cum să zic eu, cu fiecare seară ce trece gen. Este din ce în ce, adică va fi din ce în ce mai greu. Mă înțelegeți? Va fi din ce în ce mai greu să vină din ce în ce mai mulți monștri. Da, aici e o grădină sau ceva. Ia vezi de unde are mă ăsta bani. Ce, îi dă bani când sparge copacul? Da, bă, de aici, nebun. Îi dă, deci eu dau un bănuț și ei primesc doi bănuți din ce văd. Hai să vedem, o să ne trebuiască și un fermier. O să facem, o să avansăm. Uite, de ce nu moare iepările ăsta? Bă, chioreților. Care că ne atacă pe stânga, sincer. Ăla o să ne dea bani. Bă, e destul de lejeră. Am luat și noi bănuțul și am făcut. Bun, să nu ne atace ei, mă, seara asta? Aici suntem blindați pe dreapta. Eu nu înțeleg de ce nu tragă ăștia în iepuri aia. Probabil nu au voie să tragă. Cum ar veni pe timp de seară, la modul gen, sunt full focus pe monștri. Bă, am trecut și de seara asta. Oricum, lejer până acum. Stai să vedeți după. Mi se pare că la seara a 20 sau ceva acolo e jale rău de tot. Seara 20. Bun, rău de tot. Hai să vedem aici ce facem noi cu ăsta. Ne permitem că acum luăm și banii de la moșulică. Dă și mie banul. Mersi. O să luăm banii de la moșis. Ia vedeți aici concurs banii. Frumos, elegant. Perfect. Bagă aici. O să trebuiască să mergem noi să mai luăm oameni. Pentru că, sincer, nu prea mai avem oameni. Bine, mă, bine, patras. Aici o să ne trebuiască un fermier. Ah, ăla e, cred că s-a dus el, de bunăvoie. Băi, ne trebuie și un zid. Oameni, bineînțeles. Hai să mergem aici să luăm cufărul și din partea asta.
Uite la aici, mamă, vine să strănut. Mă, cred că mai au răceală, iar mai au răceală aici, mă. Bun, avem bani. Bă, dar nu vedeți voi, mă, ăsta. Deci avem ăla, sacul ăla, destul, e aproape plin de bani. Adică avem mulți bani, ca idee. Mai și care-i treaba? Ne trebuie un fermier, cred. De unde fac eu de fermier, știi ce zic? Probabil trebuie să mai upgradez asta, să-mi deblocheze o daia, mă. Să-mi deblocheze, sau nu știu cum funcționează. Ah, da, uite, vedeți? Mi-a făcut acum de asta. E bine că mi-am dat seama la timp. Uite, ăsta a luat, ia? Nu e. Nu mai vrea să alergic alu. Hai, omoară și tu ăla. Deci uitați-vă, l-a trecut pe lângă iepure, n-a făcut nimic. Brav. Dar uite câți bani are nebunul. Ăsta n-are zid aici, mă. E cam riscant, de ce mă întrebi? Mamă, și eu am dat să spargă la copacul fix acum seara. Poate mi-l omoară monștri ăștia. Hai mă, dă-i în asta. Încă un hit. Da, mă, așa nu mai alerga. A, înapoi, înapoi, bravo. A, încă un hit. A, asta zi, mă. Mi-a dat 2 bănuți de data asta. Ăsta un bănuț. Dar de ce nu pot să pun zid? Mi se pare paiurea că e direct ăsta aici. Adică pot să-l omoare direct, sincer. Da. Uite-mă că avem și un fermier. Ăsta o să ne facă bani. Gârlă. Suntem foarte bine pe producție. Mă, da, în stânga n-au venit ăștia deloc. Mamă, ce gardă avem aici. A terminat, trebuie să plece neapărat un upgrade. Ea poate să plece acum pe timp de seară? Vine ăla să construiască? Nu cred. Ia vedeți aici, iepuri. Nu, cred că tot pe dreapta au atacat aia, dacă au atacat, gen. Ce am lejer. Mă iartă jocul ăsta din toate poestile. Mai bagă și aici de un upgrade. Vreau să vedem ce naiba facem. Noaptea 5. A, uite mă aici, ăsta e zidul. Gata, mă, tat. Ăsta cred că e zidul. De ce e bine? Ca să nu fie ăsta direct aici, știi? Că pe ăsta direct îl omoară instant. Ne trebuie un zid. Am zis că mergem să recrutăm oameni de ăștia, că nu mai avem din ce am văzut. De fapt, ia stați puțin ca să mergem să luăm banii de la moșulică ăla. O să îl trimitem acolo la el, să-i dăm un bonuț ăla. Vedem ce vrea. A, nici n-a venit ăla. Îl doare pe la undeva aici, nebun. Ia vezi bani pe ăsta, pe nebunul ăsta. Mă, dar aici parcă trebuie să merg prea mult în stânga, tot în dreapta. Trebuie să vedem. Avem nevoie de oameni urgent. De obicei, din ce știu eu, vedeți cum e ziua asta așa ploioasă, cu nori și așa? Când e o zi de asta mai nasoală așa, va fi și o noapte mult mai nasoală, gen. Adică cu monștri, cu nebunii. O să vedeți că o să vină și monștri de aia de zboară, nebunie mare. Pe ce perete stau, mai bag aici? Cred că îi mai dăm drumul la un upgrade. Sincer. Dar n-avem oameni, bă, aici n-a venit nimeni. Deci facem wall-ul ăsta degeaba aici. N-avem oameni. Dar unde sunt? Cât trebuie să merg ca să iau? A, uite aici, ha. Mamă, pe ăștia, cred că mi-e moară dire dacă o să vină ăștia.
Am venit și voi mai repede. Era mișto să poți face upgrade-ul, gen să ai parcuri sau ceva. Și să... Nu știu dacă auziți, dar deja a început o melodie nebună. Haideți, mă, o dată mai repede. O să muriți. A, deja i-aud pe ăștia, cred. Chestia e că dacă o să vină monștri ăștia sau ceva, o să pot să le las așa bănuți în urmă, știți? Ei, o, lui, ia vedeți că vin ăștia, chiar vin. Ca să nu-mi omoare pe ăștia, adică aș putea să o joc așa, știi? Ei, cum ar veni, adică când vine un dă, stai, las un bănuț, pleacă cu bănuțul, mamă, și chiar trebuie să fac chestia asta, ești că mi-o omoară direct pe bune. Una, două, ma. Păi să răcesc cu voi, bă, băiatule. Uite ăștia, băi, nu se apără. Bă, ăsta, de ce stă în exterior, e prăjit? Vițear capul ăla. Vedeți, lună roșie, nebunie mare. Am pierdut acolo câțiva bănuți. Ia uite-l pe al meu, e nebun. Mi-a dat toți banii înapoi, cum ar veni. Bun, rău de tot, ia uite banii aici, cum stau. Hai, mă, vină mă încoasă. Vină încoa. Trebuie să facem de-astea, că acum avem oameni și nu mai avem arme. Bă, aici e destul de ok-ish. Am trecut cu bine și de această seară. Nu se de ce nu mai vine moșulică ăla. Mai avem o de-astea? Oh, mai avem 3, perfect. Uite, ăsta e aici pe plantație, pe astea, pe nebunie. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată, să zic așa. Vă mulțumesc foarte mult că v-ați uitat până aici. Dacă mai vreți episoade, spargeți acolo butonul de like ca să-mi dau și seama dacă mai vreți să continuăm cu această serie sau poate încercăm alte jocuri. Ce să vă zic, ne vedem data viitoare. Pa, pa!